A fost pentru prima dată atunci când tu ai decis să nu fii egoistă, să nu te mai gândești la tine, la carieră? Absolut, nu, cred că pe undeva decizia asta o iei din momentul în care chiar, nu știu, ești mamă. Din primele zile îți dai seama că trebuie să treci pe planul 2 automat, că așa e normal. Și mi-am dorit din toate puterile mele ca acest copil să nu crească în România, să nu fie copilul rădulească de la televizor, să aibă și el șansa de a copilări normal, cu un set de părinți care să fie acolo, nimeni, să zic așa, pentru ei. Nu e, cum să zic, nu vreau să exagerez situația asta, dar în perioada aia în România era și o perioadă asta floritoare a tot ce înseamnă presă de scandal și paparații și, crede-mă, nu era ușor deloc. Nu puteam să ies nicăieri cu copilul cât era mic, nu puteam să ies într-un parc și am simțit că nu e drept, nu e drept pentru el, nu contează pentru mine cât contează pentru el. Vreau să crească normal, vreau să aibă altă copilărie, vreau să se bucure de tot ce se bucură orice alt copil. Și aia a fost o decizie care mie mi-a încetinit, dacă vrei, în multe feluri cariera și munca, dar nu mi-a părut nicio secundă. Adică cred că la capitolul cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată a fost categoric decizia de a-i da copilul meu altă șansă. Ai avut puterea să decizi asta pentru că ți-ai schimbat viața radical? Era simplu oarecum să iei decizia asta pentru că era foarte rău ce se întâmpla în jur. Mă sufeream cumplit că nu mă pot duce copilul în parc, este o activitate banală a oricărei mame și orice copil mic căruia nu-i poți explica cei cu toți domnia după garduri sau care ne fac poze într-una, el vrea să iasă cu mama lui în parc. Iar eu mai aveam și o fixație, n-am avut bonă niciodată și nu-mi doream să îl trimit cu altcineva în parc. N-am stat deloc pe gânduri, nu mi-a părut nicio secundă și din prima zi în care am schimbat țara am simțit că pot să-i ofer copilului meu exact ce îi lipsea, o copilărie normală. Prima ieșire în parc cu copilul, acolo departe de România, este amintirea despre care Mihaela ne vorbește cu drag, socotind-o una dintre cele mai prețioase. Ce simți tu și ce simți că simte copilul? Nu, dar tu îți dai seama că totuși vorbim de un copil care avea nici 4 ani și care mi-a spus cât de fericit că a ieșit cu mama la o înghețată. Nu se întâmplase până atunci. Ne-au dat lacrimile și atunci când i-am povestit Amaliei. Este una dintre cele mai puternice confirmări că ceea ce am făcut eu e bine, dar copilul meu era fericit cu mama lui, într-o situație absolut banală, nici măcar nu eram la Disney sau nu știu ce loc extraordinar. Mâncam o înghețată pe o bancă într-un parc, ceva simplu, banal, omenește, pe care noi nu puteam să ne lăudăm că am fi făcut-o în România. A fost un moment foarte puternic pentru mine și din momentul ăla trebuie să recunosc că am simțit altfel orice lucru mărunt făcut cu el. L-am văzut pe el fericit de tot ce se întâmplă. Am fost o mamă normală care și-a dus copilul la școală, și-a luat copilul de la școală, a fost la toate ședințele cu părinții. Adică n-am lăsat degeaba câțiva ani buni de televiziune deoparte, ci pentru a fi cu totul mamă și pentru a intra, pentru a fi sigur că el intră într-o viață și școlară și viitoare cu tot ce îi trebuie de la început. I-am povestit despre asta și eu sunt convinsă că ar înțelege și mai multe dacă ar mai veni în România și dacă i s-ar întâmpla, probabil, ce mă temeam eu că i se va întâmpla. Cum n-a prea venit în România și l-am ținut și eu cât am putut de departe, deși vorbește românește, nu știu, dar l-am mai adus în câteva vacanțe, dar n-am vrut niciodată să se și știe că e pe aici sau că a venit, tocmai ca să-l protejez, dar cred că dacă ar vedea niște lucruri sau ar simți pe pielea niște lucruri, ar înțelege că am făcut o mișcare bună. Oricum, cred că apreciază faptul că a crescut într-un mediu academic foarte bun și a ajuns la niște școli extraordinare. Sunt convinsă că simte deja lucrurile astea, știi? Și a înțeles că mama a făcut un sacrificiu. Care este cel mai important sfat pe care l-ai dat lui până acum? Doamne, cred că nu numai unul, cred că i-am dat 1000 și sunt la capitolul ăsta fericită că vorbim despre toate și că tot ce am avut eu de spus, i-am spus direcțiile în care cred eu că era bine să meargă, să afle singur răspunsuri, s-a dus în scolo, citește încă foarte mult, ceea ce e o raritate la generația asta și mă bucur că e așa, deci nu cred că am nici măcar un top al sfaturilor, cred că tot ce puteam eu omenește și sufletește să-i transmit, i-am transmis și cred că întotdeauna a înțeles, dacă vrei, nu știu, așa o esență, dacă vrei neapărat un răspuns, asta este că întotdeauna am vorbit despre iubire, orice faci trebuie să iubești și trebuie să găsești iubirea asta, care e cel mai frumos lucru care se poate întâmpla unui om. Din iubire, dar și din frica de a nu-și face singur rău la maturitate, Mihaela Rădulescu l-a dus pe Aian să vadă cu ochii lui ce înseamnă un centru de reabilitare.
Am știut că așa vreau să fac pentru că făcusem câteva campanii sociale și văzusem niște centre de reabilitare care arătau groaznic și creau efectiv o senzație de rău la stomac. Și mi-am propus, de când le-am văzut de atunci și copilul meu era mic, când va crește mare o să-l duc să vadă ce nenorocire se întâmplă. Și cred că asta e cea mai bună lecție, am decis-o atunci, ca să nu se mai apropie sau să nu aibă vreodată curiozități despre droguri. Și sunt convinsă că am făcut un lucru bun, recomand și altor părinți să facă treaba asta, pentru că e un peisaj uman înfiorător. Sunt niște copii tineri distruși, probabil pe viață, care încearcă acolo în ultimele puteri să revină la o viață normală. Și pe neprevăzute, băiatul ei a spus că vrea să se mute și să studieze în America. Măi, ăla e cel mai greu moment din viața de părinte, când chiar îți pleacă copilul de acasă și a și plecat pe nepregătite, adică eu am fost total împotriva boarding school-urilor, am zis copilul meu niciodată pe lumea asta nu va fi nu știu unde de nebun singur, copilul va sta lângă mine până la 18 ani. Problema a fost că el a venit să ceară această plecare în viață, pentru că e foarte studios, e foarte ambițios, vrea să intre la un anume set de universități și el și-a făcut singur documentare, a aflat la ce liceu trebuie să meargă și a plecat de un an și ceva, a plecat la o școală în America, mi-a fost teribil de greu, evident, dar după ce l-am lăsat acolo și în mașină mult timp, dar am reparat cum ar veni acolo, m-am trezit că nu pot fără el, m-am dus în fiecare lună să-l vizitez, am intrat, să zic așa, într-un soi de normalitate cu care m-am obișnuit și asta e, la un moment dat trebuie să-l lași să zboare.